drumul la înregistrare și îți dau cuvântul Marius Popescu. Înainte de asta însă un pic dăm voie să-ți fac o scurtă prezentare și după ce îți mai mulțumesc o dată pentru faptul că ai acceptat această invitație de a fi împreună cu noi în panoplia prietenilor mei care îmi țin acest curs, ultimul din cariera mea. Și să zic că Marius este un bun prieten de-al meu, cu care am plăcerea și onoarea să lucrez și într-un proiect. Poate ați auzit cum vorbile dintre noi. Este acel proiect de loro de care v-am spus și care își propune să facă o tehnologie capabilă să recunoască și să descifreze în scrisuri românești vechi în caractere chirilice, să le aducă la alfabetul latin. Și pentru asta avem nevoie și de tehnici de recunoaștere vizuală, cât și tehnici lingvistice aplicate asupra limbajului vechi. Marius este un conferențiar la Facultatea de Matematică Informatică, Departamentul de Informatică al Universității din București, cu un doctorat dat în 2004, cu o teză despre Machine Learning Applied to Natural Language Processing. Domeniul de interes fiind inteligența artificială, machine learning, învățarea automată, deci lingvistică computațională, regăsirea informațională, identificarea autorilor, textelor și procesare vizuală. El a lucrat în mai multe domenii, printre care în care a obținut rezultate spectaculoase, aș zice, pentru că s-a clasat printre primii câștigători la diverse competiții internaționale, cum ar fi cele organizate în seria Senseval de dezambiguizarea sensurilor cuvintelor, cele de detectarea plagiatelor organizate în seria conferințe CLEF și de identificarea autorilor sau la North American Association of Computational Linguistics, o serie de competiții pentru identificarea limbii native a autorilor de texte. Vedeți, e o chestiune care răzbate în text, cu toate că vorbești într-o limbă străină, se pare că există semne care aduc la suprafața limba ta nativă. Apoi, în competiții de recunoaștere a expresiilor faciale, de identificare a dialectelor, cum ar fi cele organizate sub seria de conferințe Calling, și din nou de identificarea limbii proprii, native, la Empirical Methods of Natural Language Processing, o serie de conferințe. Are publicat o carte, peste 60 de lucrări, care au adus mai bine de 1900 de citări. Marius este un tip care este nu numai un extrem de bun cercetător, dar și un om adevărat. Vi-l ofer în seara asta și vă invit să îi puneți întrebări. Sunt convins că el se va bucura dacă ar putea să interacționeze cu voi. Marius, ai cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule profesor, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru prezentarea frumoasă pe care ați făcut-o. O să-mi cer voie dumneavoastră și studenților să... Deci eu când prezint trebuie să fiu mai aproape de monitor, camera e pe monitor, deci dacă o să mă apropii nu o să mai vedeți nimic, cam asta e ce o să vedeți, așa că o să vă cer permisiunea să închid camera și doar să fac prezentarea. Sper că am drepturi să prezint. Acum ți-l dau, am uitat să fac treaba asta. Ok, ești în ordine. Ok. Imediat.
O să vă rog să-mi spuneți dacă vedeți prezentarea mea. Da, totul e în ordine. Bun, titlul prezentării din astă seară este Text Mining at Character Level. Cred că pot să rămuresc foarte rapid ce înseamnă partea a doua. E un pic altfel decât probabil sunteți majoritatea obișnuiți. Înseamnă tratarea textului la nivel de caracter. Adică pur și simplu textul este un șir de caractere, ceea ce se numește un string. Da? O să vedem care sunt avantajele unei astfel de abordări. Evident că o astfel de abordare aruncă peste bord o mulțime de lucruri care pot fi făcute și care, despre care intuiția probabil vă spune că ar putea fi utile. De exemplu, ceea ce se numește tokenization, nu am un cuvânt mai bun în română, a textului respectiv, adică împărțirea în măcar în token, dacă nu și în elemente lingvistice importante. Și întrebarea pe care probabil o să o pune și pe care o să vă lămuresc până la sfârșitul prezentării este cum aruncând așa ceva peste bord pot să mai refac sau să învăț diverse lucruri. O să vedem că există și avantaje. Până la urmă, la nivel de caracter se găsește totul. Deci și voi când citiți un text, îl citiți, poate nu sunteți conștienți de lucrul ăsta, dar îl citiți caracter cu caracter, chiar dacă cu o viteză destul de mare. Evident că aceste tehnici nu dau roade în toate posibilele aplicații din Natural Language Processing. Nu mă aștept și probabil că nici voi nu vă așteptați să funcționeze o astfel de tehnică pentru lucruri care sunt adânc semantice, cum ar fi, nu știu, semantic role labeling sau lucruri legate de analiza gramaticală, cum ar fi parsing. Deci nu vă așteptați să funcționeze așa ceva pentru astfel de sarcini. Da? Însă există o serie de sarcini pe care eu le-am grupat sub numele de text mining, care e un lucru care există, deși temele lui, o să vă lămuriți imediat, sunt răspândite în toate conferințele de Natural Language Processing. Nu există conferințe specifice de text mining. Cel puțin eu nu am habar de niciuna care să aibă numele text mining în interiorul ei. Deși titluri care să conțină sintagma text mining sunt cu grămadă, o să le găsiți și prin ACL, și prin calling, și prin mai toate conferințele de lingvistică computațională. Bun. Ce înseamnă text mining? Aveți aici o definiție formală din Wikipedia. Eu aș spune că înseamnă extragerea de meta-informații, și insist pe acest cuvânt, meta-informații, din texte. Ce înseamnă aceste meta-informații? Sunt informații despre textele respective, care sunt prezente implicit în text, dar nu explicit. O să vă lămuriți când vedeți lista de task-uri care sunt de obicei grupate sub numele de text mining și de care probabil ați mai auzit. Da? Istoric vorbind, una dintre primele sarcini ale text mining-ului a fost ceea ce se numește text categorisation. Am adăugat eu în paranteză by topic pentru că înseamnă categorisirea textelor după tematic. Deci imaginați-vă că aveți o serie de texte și un număr finit de teme în care vreți să le încadrați. De exemplu, sunt articole de ziar, revistă și vreți să le încadrați la categoria politic, social, sport, cultură. Da? Un număr relativ mic și finit de astfel de teme și vreți să spuneți în ce categorie se clasează un anumit text. Informația asta este o meta-informație, o informație implicită. Fiecare din voi, dacă citiți un text, aproape sigur puteți să spuneți ăsta e despre sport, ăsta e despre cultură, ăsta e despre politică, dar ea nu-i prezentă. Nu trebuie neapărat să aibă cuvântul sport, cultură, politică în interiorul textului. Și dacă l-are, s-ar putea să nu fie despre tema asta. El se numește simplu text categorization pentru că a fost primul din această listă mai mare de task-uri
Și la vremea respectivă nimeni nu a avut în minte că lucrurile se vor dezvolta și vor mai fi și alte moduri de a categorisi textele, nu numai după tematică. Și atunci s-a numit pur și simplu text categorization și când o să vedeți această sintagmă, în general se referă la text categorization by topic. Dar dacă o să vă uitați atent un pic mai jos și o să discutăm foarte, foarte repede despre ele, toate sunt niște probleme de clasificare sau de categorizare de texte. O altă tematică, probabil că o să sar un pic peste ordinea de acolo și o să vă spun ceva cu iar, cu care probabil sunteți cel mai obișnuiți, este ceea ce se numește sentiment analysis și opinion mining. Aproape sigur ați auzit de așa ceva. Ați auzit? Eu am un stil foarte interactiv, adică puteți să-mi răspundeți, atâta timp când nu creăm haos și vorbește toată lumea, puteți să răspundeți, da, nu. O să vă rog să nu răspundeți pe chat pentru că urmăresc mai greu chat-ul, dar puteți să spuneți dacă a auzit toată lumea sau e toată lumea conștientă ce înseamnă sentiment analysis sau opinion mining? Da. Ok, deci în principiu, și pentru cei care nu știu, înseamnă categorisirea textelor după cum sunt de bine sau de rău despre ceea ce povestesc. Adică exprim o opinie despre un produs, despre un serviciu, despre orice. O opinie care poate fi pozitivă, adică e de bine, îmi place, sau negativă. Nu îmi place. Da? E o temă extrem de studiată și probabil de asta v-am zis că probabil ați auzit sau ați mai avut de a face cu ea. Și nu e simplă, nu e simplă deloc. Ca să vă dau un singur exemplu, care este, cum e următoarea frază? Nu-i rău deloc iPhone 12. E de bine sau e de rău? E bine. Ok, dar ce fel de cuvinte am folosit acolo? Nu rău deloc. Deci dacă le numărați, dacă numărați cuvintele negative, sunt mult mai multe decât cele pozitive. Deci nu e un task ușor. Din nou e o meta-informație. Spune, da. Pozitive negate. Da, o să ajungem la astfel de lucruri, evident. Deci, din nou e o meta-informație. Este ceva despre sentimentul pe care îl exprimă sau opinia pe care o exprimă textul respectiv. Ea nu este explicit pusă în text. Nu e la începutul textului sau la sfârșitul textului. Aceasta este un review negativ sau e un review pozitiv. Da? Dar e implicită în textul respectiv. O altă temă și toate astea cele în afară de prima text categorization o să le și abordăm astăzi este ceea ce se numește analiza autorului cu multe subteme din interiorul ei. De exemplu, dându-se un text controversat pe care îl dispută mai mulți autori și având texte din autorii care și-l dispută, am putea deduce cui aparține textul controversat? Sau, dacă nu putem deduce textul controversat pornind de la un text, am putea să facem ceea ce se numește author profiling? Adică să scoatem niște caracteristici ale autorului? De exemplu, dacă e bărbat sau femeie, dacă e tânăr sau mai în vârstă, ba chiar și care ar fi tipul psihologic al autorului respectiv. Scriu femeile altfel decât bărbații? O să vedem că se poate, sau nu știu cât o să vedem, pentru că e doar ar putea fi un curs întreg pe toate temele astea de aici. O temă pe care a amintit-o și domnul profesor când m-a prezentat și pe care o să insistăm destul de mult în seara asta, acolo având rezultatele și în authorship la fel, state of the art, este identificarea limbii native a unui autor care scrie într-o limbă străină. Adică dacă avem autor care scriu în engleză, și mă refer în principiu la autor care în mare scriu corect, deci nu e un începător, ci un om care a mai scris în engleză, a scris mail-uri, poate a scris și articole, îi pot identifica limba nativă după felul în care scrie în limba engleză? Lasă limba nativă urme? Din nou o să vedeți că da și că lucrurile astea se pot face. Celelalte, topic modeling e o metodă de clustering în care am o colecție de texte, seamănă cu text categorization, numai că nu mai e supervizată. Deci nu mai am o paletă finită și bine definită de tematici, pur și simplu am o colecție de texte și aș vrea eu să împart textele după tematici și să pot defini cumva, evident nu o să le numesc, dar definindu-le prin cuvinte cheie să definesc aceste tematici.
aceste teme, topicuri. Iar plagiarism detection, nu cred că e cazul să vă spun ce înseamnă. Cred că știți cu toții, sper că nu l-ați practicat niciunii dintre voi. Bun, deci ăsta ar fi capitolul de text mining și astea sunt probleme în care abordarea la nivel de caracter are succes și succes la modul dovedit, nu doar că am presupus lucrul respectiv și asta o să vreau să vă arăt. Acum, de ce la nivel de caracter? Aș începe cu un de ce nu. Până la urmă, voi când vedeți un text, îl vedeți sub formă de caractere. Faptul că îl puteți împărți ușor în cuvinte, și cuvintele respective le puteți înțelege, dar până la urmă informația se găsește în acel șir de caractere. De ce n-am lăsat o metodă de învățare, pentru că tot învățarea automată, pentru că toată prezentarea de astăzi seara se va baza destul de mult pe învățarea automată, de ce n-aș lăsa o metodă automată să descopere singure, dintr-un astfel de șir lung de caractere, ce e important și ce nu e important? Da? Așa cum voi descoperiți că cuvintele sunt importante, dar de multe ori poate nu neapărat cuvintele, ci anumite sufixe sau prefixe din cuvintele respective, de ce n-ar descoperi și o metodă de învățare așa ceva? Da? Deci, la prima vedere pare o pierdere. În general, dacă pot să ajut un algoritm de învățare, e bine să-l ajut. Adică dacă eu pot să-i împart eu în cuvinte și să-i dau direct cuvintele, aș spune, ok, asta l-ajută. Îl ajută, nu mai trebuie să învețe el întâi să împartă în cuvinte și să deducă că acele cuvinte sunt importante pentru task-ul lui pe care îl are de învățat, de clasificare sau de clustering. Da? Dar pe de altă parte, ca orice ajutor, vine la pachet cu o limitare. Dacă îi fac acest lucru și îl ajut în felul ăsta, îi iau posibilitatea de a vedea și altceva decât cuvinte. De ce n-ar fi important, așa cum am spus, și sufixele și prefixele, poate anumite elemente din interiorul unui cuvânt? De ce n-ar putea fi la fel de importante și există task-uri, cum ar fi Native Language Identification, de exemplu, chiar și cele de authorship, în care aceste fragmente de cuvinte au foarte, foarte mare importanță. Gândiți-vă la erori subtile de ortografie, spelling în limba engleză. Da? Nu le pot prinde la nivel de cuvânt. Dacă o să lucrez cu, din nou, apelez la ceva ce poate mult mai mult dintre voi știți, având în vedere că e destul de la modă, dacă lucrez cu un word embedding, dacă n-am cuvântul ăla acolo exact așa cum e, nu o să am un embedding pentru el. Deci pentru mine nu o să însemne nimic, doar pentru că, nu știu, a dublat un N. Care tocmai această dublare ar putea fi un semn important. Da? Deci aici vedeți motivațiile sau una din câteva din motivațiile pentru care lucrul la nivel de caracter ar putea fi atractiv. Nu mai punem la socoteală că există limbi în care împărțirea în cuvinte nu e deloc ușoară. De fapt, încă nu este rezolvată, cum ar fi chineza. Da? Deci pentru limbile cu care suntem noi obișnuiți, există un spațiu care separă cuvintele și în rest mai avem mici probleme cu semnele de punctuație care sunt lipite de cuvânt. Uneori lumea nu respectă și nu pune un blank după semnele de punctuație, dar ne descurcăm, adică există tokenizere care se descurcă cu lucrul respectiv și își fac destul de bine treaba. Dar în limba chineză chiar nu există această convenție. Acolo caracterele sunt pur și simplu unul după altul. Și atunci, problema segmentării în cuvinte e una importantă care încă nu e rezolvată. Dacă nu mai am probleme cu cuvintele și lucrez doar la nivel de caracter, am scăpat de o astfel de problemă. Deci, pe scurt, avantajele pe care le aduce o abordare la nivel de caracter ar fi, și încep din nou cu cea de la mijloc, și asta e cea mai importantă, transformă metodele în metode independente de limbă. Având în vedere că nu mă interesează nimic, nu mă interesează cuvinte, nici măcar separarea între cuvinte, pentru mine orice text este o înșiruire de caractere, poate să fie ea în engleză, în arabă, în chineză, și o să vă arăt acest lucru că funcționează, cel puțin în aceste trei limbi și în română,
sunt, mă rog, și norvegiană, sunt limbile pe care am testat câte ceva și despre care o să vă povestesc, dar asta induce că în principiu funcționează cu absolut orice fel de limbă. Deci din momentul în care lucrez la nivel de caracter, nu mai am probleme cu limba respectivă. Acum, întorcându-mă la primul aspect, metodele la nivel de caracter, din punct de vedere statistic, sunt mai robuste. Am șanse sau nu să văd un anumit cuvânt sau să-l văd de multe ori într-un text. Pe când combinații de caractere mai mici, să spunem de 2-3 caractere, am șanse mult mai mari să le văd. Adică estimările pe care le voi face apropo de frecvența unei n-grame de caractere, da, adică 3 caractere consecutive sau 2 caractere consecutive, sunt mult mai robuste. Pentru că, din simplu motiv că apar mult mai des sau au șanse să apară mult mai des. Dacă nu le-am văzut, înseamnă că autorul sau dintr-un motiv sau altul sau tematica textului nu necesită anumite engrame de caracter. Și un al treilea avantaj este neutralitatea față de orice fel de teorie lingvistică. Da? Gândiți-vă că ați vrea să parsați întâi un text. Păi, cum să facem asta? Să lucrăm la nivel de constituenți, adică la modul clasic, da? Cu NP care e format, deci known phrases care e format dintr-un known și eventual un determinant și adjectiv și așa mai departe, să lucrăm la nivel de dependency parsing, în care lucrurile arată complet diferit, că e o altă teorie lingvistică, cum îmi dau lucrurile mai bine. Din nou, lucrând la nivel de caracter și ignorând aceste lucruri, da? Unde se pot ignora, vreau să insist încă o dată, deci să nu vă închipuiți că abordarea la nivel de caracter e un panaceu universal și nu cred că aș face chestia asta dacă vreau să parsez sau dacă vreau să fac semantic role labeling, nu cred că aș lucra la nivel de caracter. Da? Deci astea ar fi avantajele lucrurilor la nivel de caracter. Bun, și acum o să vă arăt cam cum am aplicat aceste idei mari cu succes în câteva domenii. Și o să vă povestesc de instrumentele principale, o să trec destul de repede peste ele și aici o să vină și o întrebare. Care sunt principalele instrumente care mi-au permis să lucrez la nivel de caracter? Sunt metodele de tip kernel și ceea ce se numesc string kernels. Și aici am o întrebare. Cam câți dintre voi au cunoștințe măcar minimale de machine learning? De pe la un curs, de la faptul că, nu știu, le-au studiat singuri. Ați zis minimale, nu trebuie să spuneți, știu perfect asta sau... Depinde cum definiți minimale. Că... De acord. Măcar știți ce înseamnă domeniul respectiv? E ceea ce se cheamă învățare din exemple. Bănuiesc că măcar asta ați auzit. Da? Deci învățarea din, primesc exemple care sunt etichetate cu ceea ce vreau eu să obțin și, mă rog, din ele încerc să construiesc un model care mai apoi, aplicat pe exemple necunoscute sau nemai văzute înainte, îmi face anumite predicții despre exemplele respective. Nu o să insist foarte tare pe metodele astea, o să trec destul de repede, o să vă creez o intuiție la nivel mare și o să vă arăt ce fel de rezultate se pot obține urmând ca cine vrea să poată să citească singur sau, mă rog, poate să mai impună întrebări dacă dorește și să-l ghidez, nu am nicio problemă cu lucrul respectiv. Dar, în principiu, cam tot ce o să vorbesc de acum înainte o să aibă de a face cu învățarea automată, cu aceste tehnici de machine learning. Ok, metodele de tip kernel sunt niște metode clasice. Au fost foarte mult în vogă. Haideți să vă zic metoda port drapel, ca să spun, a acestor metode, și anume support vector machine sau SVM, pe care numai dacă răsfoiți conferințele din anii 2000 până în 2012-2013, cred că o să vedeți o mulțime de titluri, nu mai spun de abstract, care conțin aceste trei litere, SVM. Deci a fost metoda state of the art de învățare automată până au apărut metodele de tipul deep learning. Din nou, bănuiesc că măcar așa la nivel de sintagmă, asta ar cam trebui cam orice informatician
Nu mă refer neapărat la cei care vin dinspre lingvistică și care n-au făcut informatică, dar cam orice informatician care măcar a vrut să se țină la curent cu ce se mai întâmplă, a auzit de deep learning. Și atunci întrebarea firească pe care și-ar pune-o cineva ar fi cum? Ne mai povestești ceva despre o metodă clasică care în particular după metodele de deep learning, după ce au apărut, se numesc și shallow methods. Deci cineva ne mai povestește în anul 2021 despre metode de tip shallow în era în care vorbim despre deep learning, pentru că în momentul de față majoritatea cercetărilor se fac cu deep learning și au și obținut, adică pe bună dreptate, nu în sensul că așa e moda și asta trebuie să facem cu toții, dar au și obținut rezultate spectaculoase în diverse domenii din lingvistica computațională, nu mai spun de computer vision. Da? Deci o întrebare firească ar fi cum, de ce așa ceva în momentul de față când noi am vrea să fim la zi cu ceea ce se întâmplă și am vrea să vedem abordările cele mai noi. E, din motive extrem de simple că există probleme în care metodele de tip clasic, shallow, dau rezultate state of the art spre deosebire de deep learning. O primă motivație pentru astfel de probleme e faptul că metodele de tip deep learning au nevoie de un număr foarte mare de exemple de antrenare. Goodfellow, un cercetător care a contribuit mult la apariția domeniului respectiv și foarte respectat în subdomeniul de deep learning, spunea așa ca regulă empirică că pentru ca o metodă de tip deep learning să funcționeze, îi trebuie cam 5.000, cel puțin 5.000 de exemple per clasă. Deci, dacă o să am o problemă cu 11 clase, de exemplu, cum o să vedem în Native Language Identification, îmi trebuie cel puțin 55.000 de exemple, dacă nu mai multe. Și în mod natural există domenii în care nu am acest număr de exemple. De exemplu, în temele de analiză autorului. În general, când fac analiza autorului, exemplele mele provin din texte scrise de autori cunoscuți. Acum, și mă rog, label-urile sau clasele sunt chiar autorii. Dacă eu, de exemplu, vreau să disting între 5 autori, întâi am niște texte cunoscuți scrise de ei, de fiecare din cei 5, da? Fiecare cu textele lui, după care vin cu texte noi și vreau să văd cine le-a scris? Care din cei 5 a scris un anumit text nou? E, imaginați-vă că nu o să găsești 5.000 de texte pentru fiecare din autor. Nu am de unde. Probabil că n-a scris în viața lui atâta. Și nici nu o să scrie. Dacă găsesc 10-11, pot să fiu mulțumit. Deși în competițiile la care am participat, erau și date de antrenare în care nu aveam decât 2 texte per autor. Atât aveam din textele cunoscute. 2 texte. Și de aici trebuia să trag concluziile. Evident că metodele de tip learning, de tip deep learning n-au nicio șansă. Și de unde o să vă dau exemplele, ca să nu fie doar o părere sau că, să nu credeți că e doar părerea mea, o să vă dau exemplele dintr-o serie de competiții, PANET-CLEF, care se desfășoară începând din 2009 și continuă să se desfășoare și în momentul de față, și care organizează lucruri, în general lucruri legate de text mining, dar spre zona de forensic, ca să spun așa, deci spre zona legală, de identificarea autorului, de profilarea autorului, a limbii native, de detectarea plagiarismului, de fapt așa a și început. Deci în zona respectivă. De altfel puteți vedea aici cam cum arată competiția sau care sunt temele competiției din 2021 care este în desfășurare la acest moment. Și să vedem de ce, să vedem cu dovezi spus cu subiect și predicat de către cei care au organizat diverse subtascuri din această competiție, de ce nu funcționează metode sau să dovedim că chiar nu funcționează, deși încercări au fost. Aici aveți articolul care face un sumar al și prezintă rezultatele celor care au participat la a 7-a competiție de profilare a autorului la acest PANET-CLEF în anul 2019. Sunt rezultatele cele mai noi pe care
le-am avut la dispoziție când am creat această. Între timp au apărut și alea din 2020, dar nu mai sunt exact aceleași competiții. Și, mă rog, deci ăsta este începutul articolului și dacă îl răsfoim, aveți acolo o frază care spune că foarte puține abordări care au participat la concurs au folosit metode de tip deep learning. Vă pot completa eu, n-am pus aici chiar tot paper-ul, dar dacă îl studiați și apoi vă uitați la rezultate și la pe ce loc s-au clasat fiecare, prima metodă de deep learning, cea cu rezultatul cel mai bun, s-a clasat de-abia pe locul 11. Da? Deci, față de metodele cu abordări clasice. Tot în aceeași competiție. Competiția de atribuire a autorului. Încă o dată, author profiling însemna, cred că concret acolo erau detectarea genului, adică dacă e bărbat sau femeie, și a vârstei. Da? Și cred că mai era și cu dacă e chatbot sau e persoană umană. O altă competiție era de cea clasică de atribuirea autorului, dar cross-domain, adică un autor poate să aibă texte, nu știu, și de literatură, dar și texte de gazetărie, politică, sport, depinde ce îi place fiecăruia. Și cumva ar trebui să deduc că e același autor pentru un text, chiar dacă tematica textelor este foarte diferită. Adică să nu mă uit la tematică, ci la stilul autorului respectiv. Din nou aici aveți, v-am lăsat toată pagina întreagă. Ce trebuie să scrie language? Poftim? Se poate rezolva chestiunea asta și cross-language, adică o scriere de natură științifică într-o limbă și una literară în altă limbă, aceluiași autor? Nu, dar e o problemă foarte interesantă. poate vreodată o să colaborăm și o să facem așa ceva. Eu n-am văzut niciodată o astfel de abordare. Probabil că e și foarte complicat, adică nu știu cum. Am văzut abordări în care, și de altfel am și participat la astfel de proiecte, în care un autor care scrie în două limbi deși a scris în două limbi și a tradus propriile opere, e vorba de Vladimir Nabokov, care a scris în prima parte în rusă, apoi a scris numai în engleză și spre sfârșit și-a tradus sau măcar a revizuit traducerile unor opere, nu știu dacă toate, din rusă. Și se poate constata că stilul se păstrează chiar și în traducere, pentru că nu mai era scris original, asta era clar, deci el traducea. Chiar dacă era propria lui operă, își traducea opera respectivă și cumva stilul autorului răzbate chiar și în traducere. Poate fi adevărat dacă îți păstrezi domeniul, dar atunci când schimbi și domeniul, de exemplu, sau nu domeniul, mai degrabă registru, treci, de exemplu, din registru științific în registru literar sau beletristic, atunci recunoașterea stilului devine foarte problematică. Sunt aproape sigur că e foarte problematică. E clar, pentru că practic ești alt om, adică într-un fel ai învățat să scrii partea științifică și altfel scrii așa cum îți dictează inima când scrii o operă literară. Da. Probabil că da. Da, e o întrebare care e bine pusă și care, nu știu, poate la un moment dat, când cu răbdare și cu încercarea de a o rezolva, măcar să vedem dacă iese sau nu ceva, e interesant. Revenind, uitați ce spune ce spun cei care au făcut articolul de prezentare generală a competiției. Deci, în general, competițiile astea au un fel de articol copertă care prezintă problema, ce abordări au fost, ce rezultate s-au obținut și așa mai departe. Aici n-am mai subliniat că tot ce vedeți aici e important, deci ambele paragrafe. Deci, practic, la această competiție nu a mai participat nicio metodă de învățare adâncă de deep learning. Printre posibilele motivații pe care le oferă autorii fiind și aceea că probabil s-au speriat pentru că în 2018 rezultatele au fost foarte proaste, așa că nici nu au mai încercat să abordeze cu metode de deep learning astfel de probleme.
Deci, sper că v-am oferit o motivație să nu ignorați și metode clasice doar pentru că nu mai sunt noi sau că nu mai sunt folosite și dacă mă uit pe o conferință de machine learning, nu prea mai de natural language processing, nu prea mai văd prin abstractul ei sau chiar prin ea, prin metodele de învățare folosite decât deep learning și mai puțin, nu știu, support vector machine sau alte lucruri. Asta nu înseamnă că metodele de deep learning nu sunt utile, poate și în astfel de probleme și o să vedeți o posibilă soluție la sfârșitul acestei prezentări. Uneori, Marius, au rămas cam de screen baseline-uri. Da. Am văzut în mai multe abordări în care baseline-ul este bazat pe o abordare SVM. Clasică. Da. Deci au devenit baseline-uri clasice și uneori sunt greu depășite. Dar în general pot fi combinate și asta va fi concluzia cu care o să închei prezentarea de astăzi, dar mai e până acolo. Acum, ca să nu vă plictisesc, dacă vreți, puteți să-mi cereți să insist. O să trec destul de repede, adică o să vă dau doar o intuiție a ce înseamnă metode de tip kernel, fără să intru în detalii. În dreapta aveți o carte excelentă pe care o puteți consulta în momentul în care vreți să intrați în astfel de detalii. Și apoi o să vă prezint rezultatele, adică cum se aplică la nivel de caracter pe texte și ce rezultate obține în cel puțin trei domenii. Da? Ce fac aceste metode de tip kernel? În primul rând, pornesc de la un fapt cunoscut, metodele liniare, din nou, aici limbajul va trebui să fie un pic tehnic, un pic și spre matematică, un pic și spre învățare automată, adică metodele în care clasificatorul este unul liniar, adică e o funcție liniară, care în principiu se uită la elementele care descriu exemplu, care se numesc feature-uri, da, sau caracteristici în română. Da? Deci un exemplu trebuie să fie descris cumva. Da? Și în general e descris numeric cu o serie de numere având diverse semnificații. Da? Și un clasificator liniar pur și simplu găsește niște ponderi și face o funcție liniară, adică efectiv înmulțește cât o pondere cu fiecare din valorile acestor feature-uri pe care descriu un exemplu, obține un număr și dacă numărul e pozitiv, spune că exemplul e de o anumită clasă, dacă numărul e negativ, spune că exemplul este de o altă clasă. Asta în cazul clasificării binare. În cazul clasificării în care am mai multe clase, lucrurile se complică un pic, dar nu foarte tare. În esență, problema rămâne aceeași. Deci, clasificatorii liniari sunt bine cunoscuți, au niște proprietăți foarte bine fundamentate matematic, din statistică. Și în principiu sunt foarte, foarte promițători, dar au o singură problemă, sunt liniari. Adică capacitatea de reprezentare a funcțiilor liniare e foarte limitată. Sunt lucruri care nu pot fi exprimate cu funcții liniare. Și asta a dus și la abordarea pe care o propun metodele de tip kernel. Ce înseamnă în principiu un clasificator liniar? Dacă ne poziționăm în plan, un clasificator liniar e reprezentat de o dreaptă. Și dreapta asta trebuie să împartă, dacă exemplele mele sunt puncte din plan, deci ar fi caracterizate de două feature-uri, de cele două coordonate, deci dacă exemplele mele sunt puncte din plan, clasificatorul liniar fiind o dreaptă, ar trebui să fie acea dreaptă, clasificatorul ideal, care pune deoparte exemplele pozitive, care ar trebui să aibă o anumită etichetă. De obicei, dacă am clasificare binară, exemplele sunt numite cu label-urile plus 1 și minus 1. Da? Deci pune deoparte exemplele pozitive și de cealaltă parte a dreptei exemplele negative, așa cum vedeți în partea dreaptă, așa cum vă uitați la ecran. Da? Deci ăsta este un clasificator liniar. Dar există evident situații în care un clasificator liniar nu poate rezolva problema.
O problemă foarte simplă este dacă vreau să separ punctele din interiorul unui cerc de punctele din exteriorul cercului. Da? Deci dacă le dau coordonatele, pot, imaginați-vă, pot să găsesc vreodată, vreo dreaptă, care să separe toate punctele din interiorul unui cerc de toate punctele din exteriorul lui? Nu, oricât aș încerca. Nu am cum. Orice dreaptă o să aibă anumite erori, o să lasă puncte din... Da? Dar dacă aș avea o altă reprezentare, și aici este găselnița metodelor de tip kernel, dacă, de exemplu, punctele n-ar mai fi reprezentate în coordonate carteziene, ci în coordonate polare. Asta pentru toată lumea înseamnă distanța de la punct la origine, care e raza, și unghiul pe care îl face această rază cu axa OX. Sunt tot două numere. Un unghi și o rază. Credeți că ar putea fi separate? Dacă le-aș reprezenta așa, ar fi un clasificator liniar care să separe punctele din interiorul unui cerc de punctele din exteriorul cercului respectiv? Răspunsul este da. Evident. Da? Pentru cei care au făcut un pic de matematică, e aproape evident. Deci răspunsul este da. Deci numai schimbând această reprezentare, pot să fac o problemă care nu era liniar separabil, că așa se numesc astea, deci pentru care un clasificator liniar nu ar funcționa, într-una care e liniar separabilă și pentru care un clasificator poate să funcționeze. Și atunci, strategia metodelor de tip kernel este următoarea. Trebuie să găsesc o transformare, acel fi, care mă duce dintr-un spațiu într-un altul, eventual și de obicei, nu numai eventual, deci de obicei, de dimensiune mult mai mare, adică pot să iau puncte din 2D și să le scufund într-un spațiu de dimensiune 3 sau de dimensiune 4 sau de dimensiune 5. Și în această transformare fiind una neliniară, de exemplu cum ar fi transformarea din carteziene în coordonate polare, pot să fac asta. N-am decât să calculez un sinus și o distanță. Le pot calcula. Una este un radical din x pătrat plus y pătrat, cealaltă este arc tangent de y pe x. Și am găsit dintr-o dată și unghiul și raza respectivă. Dar e o transformare neliniară. Deci îmi ia punctele din spațiul meu inițial, le duce printr-o scufundare, deci prin această transformare neliniară într-un alt spațiu, în care sper eu că în acel alt spațiu problema să fie liniar separabilă sau măcar mai ușor rezolvabilă de către un clasificator liniar. Și să caut clasificatorul liniar în acel nou spațiu. Mai jos aici vedeți ce înseamnă concret un clasificator liniar. E produsul scalar dintr-un set de ponderi și un vector x. Adică este suma orice x, y sunt coordonatele vectorului care reprezintă exemplu, adică acele feature-uri, eu trebuie să găsesc o funcție parametrizată. Eu trebuie să găsesc acel set de W-uri, astfel încât clasificarea mea să fie acea sumă de acolo, mă rog, signumul ei. Dacă suma aia e pozitivă, zic că e plus 1, dacă e negativ, vă zic că e minus 1. Asta este abordarea metodelor de tip kernel. Da? Aici sunt destul de multe lucruri, poate un pic mai matematice și nu o să insist asupra lor. Deci, ce aș vrea să rețineți este că există acea scufundare care îmi transformă problema dintr-un spațiu în care probabil nu este rezolvabilă sau nu e ușor abordabilă cu un clasificator liniar, într-un alt spațiu în care e ușor abordabilă cu un clasificator liniar. Acum mai apare o problemă. O să spuneți, da, da, foarte frumos, da, de unde știu eu cum să transform? Pentru că tu știai deja că aici ai un cerc, mi-ai propus coordonatele polare și ai știut să calculezi un sinus și o distanță, pe care puteam să o fac și eu, dar dacă știai deja că e un cerc, ce-ți mai trebuie clasificare? Că știi deja cine trebuie să le separe. Da? În viața reală n-am de unde să știu lucrurile respective și a găsi o astfel de funcție nu este deloc ușor. În schimb, tot metodele de tip kernel utilizează ceea ce se numește kernel trick, la care ajungem imediat, care e o metodă de a-mi propune scufundări mult mai intuitive, fără să gândesc eu explicit asupra funcției care să facă transformarea. Eu trebuie doar să găsesc o funcție kernel
care să măsoare mai corect, din punctul meu de vedere, similaritatea între exemple. Ceea ce asta pot mai ușor să-mi imaginez, cum aș măsura eu similaritatea dintre două texte? Da? Și nu neapărat prin ceea ce se numește produs scalar sau cosinus într-un spațiu euclidian sau spațiu Hilbert. Da? Deci, tot ce trebuie să fac eu, metodele de tip kernel sunt deja scrise, există prin biblioteci de tipul scikit-learn, le puteți găsi tot timpul. E bine, eu sunt avocatul abordării în care să înțelegeți ce se întâmplă în spate și nu am o metodă și am apelat-o de acolo. Dar ca să aveți prime rezultate, puteți să folosiți astfel de lucruri. Cu ce trebuie să veniți voi? E doar această funcție kernel, care, încă o dată, vreau să rețineți în mod intuitiv, măsoară similaritatea. O să vedem că trebuie să aibă și niște proprietăți matematice, dar nu sunt așa groaznice și greu de îndeplinit. Deci, în principiu, vă puteți imagina o funcție care să înglobeze tot soiul de cunoștințe și care, din punctul vostru de vedere, măsoară mai corect similaritatea între exemple decât o funcție standard din matematică. Ele fiind tot niște funcții matematice. Da? Și, din nou, care este strategia? Deci, eu caut în acel spațiu imagine, în care am scufundat lucrurile, ideea este să scriu algoritmii de învățare în așa fel încât să nu depindă în niciun fel de coordonatele exemplelor. Ele să nu se uite explicit la coordonatele exemplelor, ci doar la produsul scalar dintre exemple. Adică, în etapa de antrenare, să se uite la produsul scalar dintre orice exemplu din setul de antrenare cu orice alt exemplu din setul de antrenare, iar în etapa de testare, să se uite la produsul scalar dintre exemplu pe care vreau să-l clasific și toate exemplele pe care le-am avut la antrenare. Da? De ce produsul scalar? În mod tradițional în matematică, produsul scalar sau dacă vectorii aia sunt normați, adică au norma 1, produsul scalar este echivalent cu cosinus și poate ați mai văzut măsura asta și în diverse alte cursuri, cum ar fi information retrieval. Deci cosinus e o măsură clasică de similaritate între două puncte dintr-un spațiu euclidian sau produsul scalar. Deci produsul scalar e o măsură clasică de similaritate. Ce face kernel trick? Pur și simplu, e mai bine să vedeți aici și apoi ne întoarcem. Pur și simplu înlocuiește produsul scalar cu o altă funcție kappa care măsoară similaritatea. Da? Spune, ok, eu nu mai vreau produsul tău scalar, vreau o altă funcție care măsoară similaritatea respectivă. Da? Și avem și niște garanții matematice. Dacă funcția mea kappa e simetrică, ceea ce mă aștept, dacă vreau să măsoare o similaritate, mă aștept ca x și y să fie la fel de similar cum e y cu x. Da? Și mai e o proprietate care sună mai complicată, dar nu e așa de complicată, să fie pozitiv semidefinită. Da? Atunci, cu siguranță, există o mapare de la spațiul meu de caracteristici inițial într-un alt spațiu F, da? Care e un spațiu Hilbert, în care produsul scalar în acel nou spațiu F este egal pentru orice punct cu funcția kappa din spațiul meu original. Da? Deci, practic, asta mă asigură că e o măsură de similaritate și că eu am făcut implicit scufundarea. Deci eu nu pun niciodată mâna pe această mapare. Și există situații în care nici nu pot să construiesc această mapare. Deci este demonstrația acestei teoreme nu e una constructivă. Deci nu spune, uite cum o să arate reprezentarea ta. Din fericire, cu ceea ce o să lucrăm noi, putem mâna pe aceste noi reprezentări și până la urmă am putea să lucrăm și fără kerneluri, dacă e cazul. Nu putem din motive computaționale, în sensul că nu o să avem resurse de memorie în principiu, dar la nevoie am putea lucra și fără funcțiile kernel pentru că am putea pune mâna pe reprezentările respective. Da? Și aici aveți esența. Deci, în principiu, în etapa de antrenare se bazează pe o matrice kernel care măsoară similaritatea între orice pereche de exemple de antrenare și metoda
respectivă, îmi întoarce un set de pondere alfa pentru fiecare exemplu câte o pondere. Deci fiecare exemplu de antrenare are asociată câte o pondere. Acum există o pleiadă întreagă de metode de antrenare, fiecare torcând un pic altfel de ponderi. Da, tot niște ponderi sunt. Deci sunt niște numere reale care dau o importanță fiecărui exemplu. Iar funcția de clasificare nu face altceva decât să facă o sumă ponderată în care măsoară similaritatea noului meu exemplu pe care vreau să-l clasific cu fiecare exemplu din setul de antrenare și ponderează această sumă cu alfa i-urile găsite de metoda de învățare. Dacă vreți, o puteți privi ca pe, din nou, pentru cei care au făcut măcar minimal ceva de machine learning, o puteți privi ca o metodă avansată de nearest neighbor. Da? În metodele de tip nearest neighbor, când am un exemplu nou de clasificat, mă uit la cei mai apropiați vecini, eu o hotărăsc cât, nu știu, 3, 5, unul singur, pe principiu că cine se aseamănă se adună, mă uit la etichetele acestor vecini apropiați și prezic eticheta majoritară. Deci, nu știu, dacă din cei 5 vecini ai mei, cei mai apropiați vecini ai mei, 3 dintre ei au eticheta plus 1, zic, și ăsta ar trebui să aibă probabil plus 1. E, aici e un pic mai avansat, nu mai mă uit numai la un număr finit de vecini, mă uit finit, oricum e finit. Mă uit la toate exemplele de antrenare, indiferent cât de departe sunt, nu trebuie să fie neapărat cei mai apropiați vecini, capa ăla măsoară cât de apropiați sunt, adică cât de similar e X cu toate celelalte exemple de antrenare. Numai că nu-i las pe toți să contribuie la fel. Unii vor contribui mai mult, alții mai puțin. Unii vor contribui în zona pozitivă, o să aibă niște alfa-uri pozitiv și o să-l tragă spre plus 1. Alte exemple, de exemplu, exemple etichetate negativ, vor contribui spre zona minus 1 și o să aibă exemple ponderi negative, care o să încerce să tragă exemplu spre minus 1. Și față de cine o să fie mai apropiat exemplul meu, cu asta îl va clasifica. Bun, deci aș vrea doar să rețineți că sunt niște metode de învățare în care ce trebuie să faceți voi este să imaginați această funcție kernel. Mai departe, lucrurile funcționează cumva de la sine, exemple, metodele sunt acolo, sunt scrise, găsesc acele alfa-uri, le puteți clasifica. Voi trebuie să găsiți această funcție kernel, care e o funcție între două exemple și întoarce un număr, poate să fie orice fel de număr real, da? Dar funcția asta trebuie doar să fie simetric, în primul rând, măcar de asta să vă asigurați. În general, dacă e cumva din lucrurile clasice, aproape totdeauna este pozitiv definită. Și mai departe o puteți folosi. Care sunt avantajele? Păi, dacă am niște funcții kernel, eu pot să le combin. Suma de două funcții kernel, adică două funcții de similaritate care măsoară similaritatea între exemple din perspective diferite, ceea ce e foarte interesant și o să vedem că se poate aplica destul de des, pot să fac suma lor. Și suma lor rămâne din nou un kernel. Și e ca și cum aș avea o nouă măsură de similaritate care să țină cont de ambele măsuri de similaritate. Sau de trei, că nu spune nimeni că, deci asta e asociativă, poți să mai vin și cu un al treilea. Ba mai mult, poți să am o combinație liniară, după cum vedeți acolo, dacă am un kernel și înmulțesc cu un număr pozitiv, atenție, alfa obligatoriu trebuie să fie pozitiv, deci nu pot să scad două kerneluri. Deci dacă înmulțesc o pondere pozitivă, rămâne tot kernel. Și combinat cu prima regulă, orice combinație liniară între anumite kerneluri rămâne în continuare kernel. Produsul lor e tot kernel. Mai există o operație interesantă care vine din algebră, care e echivalentă cu normarea vectorilor, adică să facă vectorii de normă 1, și care e extrem de importantă. Și pentru care, pentru a calcula, eu n-am nevoie să am acces la feature-uri, că am spus că eu nu vreau să am acces la feature-urile scufundării. Da? Pot să o fac tot din kernel, vedeți mai jos, deci dacă am un kernel și îl transform așa cum vedeți mai jos, e ca și cum aș fi calculat kernelul sau produsul scalar pentru vectorii de feature-uri normalizați, ca să rămână de normă 1. De ce e importantă norma 1? Imaginați-vă următorul lucru. Un text, cât credeți, dacă luăm o scară de la 0 la 1, cât de similar ar trebui să fie un text cu el însuși? Obligator 1. Ok. Dar dacă iau și dublez textul ăla, efectiv iau același text cu copii și îl mai pun o dată. Deci efectiv am un text și apoi text, deci am textul X și textul XX. Cred că tot. Cât ar trebui să fie similaritatea?
Tot unul, cred. Păi da, tot unul. Că acel nou X nu mai aduce, e o informație redundantă, el e acolo. Deci lungimea unui vector n-ar trebui să conteze care e norma. Și atunci, dacă o să lucrez cu chestiile normate, chiar așa o să se întâmple. Pentru că cosinusul dintre un punct oarecare X și XX e 0. Deci, e, practic, produsul scalar va rămâne în continuare 1 dacă e normat. Bun, nu mai insist pe partea asta matematică, ca să nu... Mai există încă ceva, ceea ce se numește... Spuneți. Cred însă că nu există o pereche de texte a căror similaritate să fie 0. Depinde cum calculăm. Dacă avem două texte, unul în chineză și unul în română, e zero că au seturi de caracter. De exemplu, dacă avem o abordare la nivel de caracter. Da, da, da. Sau dacă e o abordare la nivel de cuvânt, dacă cele două texte n-au niciun cuvânt în comun, exact, probabil că similaritatea lor va fi zero. Ceea ce e firesc. Adică dacă n-au nici măcar cuvintele funcționale în comun, e... Dar, mă rog, nu sunt situații reale, exact cum spuneți, deci nu se întâmplă în realitate. Dar așa, ipotetic, pot exista perechi de texte care să aibă similaritate zero. Ce vreau să descriu aici, dar nici timpul nu ne permite și nici nu vreau să pierdem, nu știu, ideea generală doar înglodându-ne în elemente matematice, e ceva, un mod de a stabili niște coeficienți pentru combinațiile de kerneluri, pe care l-am numit kernel alignment, și care mă aparține și care ne-a ajutat destul de multe ori în anumite situații. Dar o să sar peste această parte. Aici vedeți un set de metode, care toate sunt de tipul metode de tip kernel. În primul rând e metoda care a și dat numele acestei pleiade de metode support vector machine, de care probabil că ați tot văzut, și așa cum a spus și domnul profesor, e baseline în foarte multe seturi de date, competiții. Da? După care a fost o întreagă competiție prin anii 2000 de a lua metode clasice, de obicei luate din statistical machine learning, adică metode destul de pur statistice, așa cum e kernel Fisher discriminant, partial least square, regression, ridge regression, toate astea sunt metode care vin din statistică, nu făceau oamenii altceva decât să refacă calculele ca să arate că calculele pot fi exprimate doar în funcție de un produs scalar și nu trebuie să mă uit explicit la feature-uri în interiorul unui exemplu, adică nu trebuie să mă uit la coordonatele unui punct. Pot să scriu tot algoritmul și cel de antrenare și cel de clasificare, după ce am antrenarea făcută, doar folosim produsul scalar și apoi mai departe produsul scalar era înlocuit cu un kernel și metoda devenea kernel method. Și de-aia vedeți aici kernel Fisher discriminant, kernel partial least square, kernel ridge regression. Deci o pleiadă de metode care pot fi folosite. Bun. Acum revenim la problema cum putem măsura similaritatea între două stringuri. Încă o dată, pentru mine, textele sunt stringuri. Deci, o să pot să vă spun de acum, singura preprocesare pe care o fac și n-am insistat asupra ei, n-am pus-o într-un slide, dar în toate exemplele pe care o să vi le dau, această preprocesare e implicită, textele sunt trecute to lowercase, și secvențele consecutive de spații sau de orice înseamnă spațiu, adică spațiu, tab, new line, sunt înlocuite cu un singur spațiu, ca e un fel de normalizare a spațiilor. Pentru cei care au obișnuința programării și expresii regulate, este ceea ce se cheamă înlocuirea lui backslash s plus cu un singur spațiu. Da, deci dacă faceți un astfel de replace, orice combinație de ce or fi ele, spații, taburi, new line-uri, se transformă într-un singur spațiu. Și totul e trecut la litere mici. În felul ăsta devenind un singur șir de caracter, o singură linie mare, 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 și în care un spațiu, când apare, un singur spațiu. Da? Asta e singura preprocesare. În general, cam, nu știu, ce metode de similaritate pentru string-uri știți voi? Evenstein?
Exact. Mă așteptam la răspunsul ăsta și mulțumesc că mi l-ai dat. Deci, Levenstein e o metodă și care poate fi transformată într-o... E o distanță, nu e o similaritate, dar poate fi transformată într-o similaritate printr-un trick foarte simplu. De exemplu, E la minus distanța respectivă devine o similaritate totdeauna. În cazul ăsta n-am folosit așa ceva. Și am folosit ceea ce în termen nu mi-aparține, deci ăsta a mai fost folosit și în biologie și în deci mie mi-aparține folosirea în domeniile pe care o să vi le arăt, dar ideea de un astfel de kernel nu mi-aparține, se numește P spectrum kernel și pur și simplu dacă hotărăsc o anumită lungime pentru engrame, engrame înseamnă secvențe consecutive de caractere. În cazul nostru P, da? Și consider toate engramele de lungime P posibile, similaritatea pentru două stringuri este pentru o engramă comună care apare și într-unul și altul, este de câte ori a apărut engrama în primul string, acel num de V în S, înmulțită cu de câte ori a apărut în al doilea, num de V în T. Asta pentru toate engramele comune. Pentru alea care nu sunt comune, acolo vedeți că V-ul se plimbă prin toate engramele posibile. De-aia este alfabetul, sunt toate engramele peste alfabetul sigma de lungime P. Da? Dacă o engramă nu apare într-unul dintre texte, evident, produsul ăla de acolo va fi 0 și nu va contribui cu nimic. Dacă nu apare în ambele, cu atât mai mult nu contribuie cu nimic. Ăsta e un kernel. Nu trebuie să dovedesc că e pozitiv definit. Simetric, cred că puteți vedeți imediat că este. Pentru că, de fapt, eu am în spate reprezentarea. Da? Dacă îmi imaginez că textul meu, deci să presupunem că iau engramele de lungime P și le ordonez lexicografic, ca să pot să spun asta e engrama 1, asta e engrama 2, asta e engrama a nu știu câta. Da? Deci aș putea începe de la A, dacă am trigrame, de la A de 3 ori până la Z de 3 ori. Bine, dacă mai pun și semne de punctuație, spațiu și așa mai departe, se mai complică lucrurile un pic, dar în principiu am toate aceste engrame. Și acum, dacă astea ar fi dimensiunile, feature-urile exemplului meu, și aș avea ca vector de reprezentare de câte ori a apărut o engramă într-un șir, dacă n-a apărut e de 0 ori, dacă a apărut de 2 ori e de 2 ori și așa mai departe, produsul scalar între cele două reprezentări, încă o dată, produsul scalar e că se înmulțesc pe componente, fiecare componentă cu fiecare componentă din șirul celălalt se adună. Produsul scalar dintre cele două reprezentări dă exact ce vedeți în formula de aici, adică acel K, P, D, S și T. Da? Asta spune ceea ce vedeți mai jos. Da? Care e dezavantajul? De-aia am spus că pot să lucrez așa. Efectiv, aș putea să iau textele mele și să le prezint așa. Efectiv, pot să-mi imaginez toate trigramele posibile. Să, când am un text, să număr de câte ori a apărut fiecare din aceste trigrame și să fac această reprezentare. Și, mă rog, problema mea de învățare să devină, pentru fiecare exemplu, să fie un vector mare de o anumită dimensiune. De exemplu, dacă alfabetul meu, să spunem că are... 50 de caractere, spun 50 că, nu știu, pe lângă cele 27 mai sunt cifrele, mai putem pune semnele de punctuație, spațiu, hai să zicem aproximativ 50. Câte trigrame aș avea? Sunt 50 ori 50 ori 50. Deci aș putea imagina un vector cu 50 la a treia componente, în care probabil multe o să fie 0, da, o să fie și suficiente pentru fiecare text cu altceva acolo, nu știu, această, de exemplu, engrama THE, dacă e un text în engleză, probabil va apărea de câteva ori, poate de mai multe ori, în funcție de cât de mare e textul, de câteva zeci de ori. Și o să aibă acolo un număr, să spunem 15 sau 27, de câte ori a apărut în textul respectiv. Da? Și aș putea lucra așa, aș putea lucra pe acea reprezentare. Prefer metodele kernel pentru că o astfel de reprezentare o pot combina cu alta, și de obicei așa se va și face și lucrurile se complică dacă măresc dimensiunea engramei respective. Da? Deci dacă vă imaginați câteva mii sau 10.000, 15.000 de exemple de dimensiune 50 la a treia, nu știu dacă le puteți pune într-o matrice pe care să o încărcați în memorie.
Bun. Asta cumva ține cont de frecvența unei anumite engrame într-un text. Și într-un text și în celălalt. Mai există o posibilitate de reprezentare în care dacă mă întorc la reprezentare, în loc să pun în vectorul ăla de reprezentare de câte ori a apărut o engramă, pun doar 0 și 1, dacă a apărut sau n-a apărut. Adică doar prezența. Da? Și în rest, din nou, produsul scalar e același. Sau trecut în formulă înseamnă că pentru o engramă număr adun un 1 dacă apare în ambele și nu adun nimic dacă nu apare în ambele. Și în felul ăsta este câte engrame comune, dar fără să țin cont și de frecvența lor, doar că au apărut. Imediat o să comentez de ce ar fi bună prima sau în ce situație ar putea fi bună prima, în ce situație a doua. Și mai există încă o posibilitate care este foarte folosită în computer vision și am introdus-o pentru prima dată în abordările de text mining și lingvistică computațională. Ea se numește intersection kernel. Da? Nu era pentru stringuri, dar era ideea de intersection în care e un pic între cele două. Deci prima, vedeți, nu ține cont deloc de frecvență, doar dacă a apărut sau nu. Prima, asta de la mijloc. Asta ține cont complet de frecvențe prin produsul lor, adică dacă o engramă a apărut de 7 ori în primul text și de 5 ori în al doilea, va contribui cu un 35 la valoarea kernelului respectiv. Că după aia îl normalizăm noi ca să aibă normă 1 și practic acel ăla să devină 1 sau nu știu cât o fi el din proporția de cât ar fi un text cu el însuși, asta e altceva. Asta însă nu se uită decât la prezent. Intersection kernel-ul e cumva la mijloc și de altfel și matematic se găsește între ele. Se uită la minimul dintre numărul de apariții ale engramei respective în S și T. Adică dacă într-un text a apărut de 7 ori și într-altul de 5 ori, o să pună 5 în kernel-ul respectiv. Adică minimul numărului de apariții. Prima ar fi pus 35, iar cealaltă n-ar fi pus decât un 1, că era o engramă comună și atâta tot. Da? Matematic, relația dintre ele stă așa, așa cum vă și așteptați, adică, și o să vă rog să uitați un pic pe notație, că o să tot vedeți asta prin rezultate. Deci, cel cu 0/1 înseamnă kernelul de prezență, care se uită doar dacă o engramă a apărut sau nu, cu semnul de intersecție, intersection, și fără niciun semn este kernelul de frecvență, spectrum kernel. Un kernel, da? Al reuniunii n-ar fi util în vreo aplicație? Reuniune, nu-mi dau seama ce ar putea să însemne. Asta se numește intersection, că ia minimul, deci dacă să ia suma lor. Să ia maximul. Ba, dar ar putea să fie util. N-am încercat niciodată. Ăsta l-am văzut aplicat în computer vision și de asta l-am încercat. Acum, când ar putea fi util unul sau altul? De exemplu, în aplicațiile de tip authorship, unde contează frecvența cu care un autor folosește un anumit cuvânt, în general cuvinte funcționale. Nu știu, dacă îi place foarte mult să pună bat pe undeva sau în limba română dar sau iar sau ceva de genul ăsta, frecvența contează foarte tare și mă aștept ca spectrum kernel să funcționeze bine. Dar evident că există probleme în care doar apariția unui lucru să însemne ceva. De exemplu, imaginați-vă la Native Language Identification că văd o eroare ortografică, o eroare de spelling în engleză. Păi ajunge să o văd odată ca să poată să-mi dea o indicație despre limba nativă a autorului. Nu trebuie să o văd de 10 ori. Da? Faptul că am văzut o singură dată poate să-mi spună ceva. Da? Intersection-ul cumva situându-se între el. Și o să vedeți imediat exemple respective. Acum, așa cum v-am spus, niciodată nu folosesc doar o engramă fixă, ci combinații care se numesc blended kernels, combinații de engrame. Adică mă pot interesa, nu știu, toate engramele de la bigrame până la tetragrame, adică engramele de dimensiune 2, 3, 4. Având în vedere că v-am spus că eu pot să adun kerneluri și fiecare engramă definește un kernel, eu pot să adun efectiv kernelurile respective și e ca și cum aș ține cont de toate engramele respective, și de engramele de dimensiune 2, și de engramele de dimensiune 3, și de engramele de dimensiune 4. Da?
De ce, și vedeți mai jos justificarea matematică, a însuma kernelurile respective în cazul ăsta, deci numai pentru aceste tipuri de kerneluri, nu la toate, este echivalent cu concatenarea reprezentărilor. Da? Deci e concatenarea, echivalent cu concatenarea reprezentărilor, pentru că a concatena un vector A1B1 și altul A2B2 și făcând produsul scalar între ele e echivalent cu a face produsul scalar între A1, A2 și adunând mai departe cu B1, produsul scalar între B1 și B2. Pentru că oricum produsul scalar e mulțire pe componente și însumate toate. Faptul că mă opresc suma într-un anumit punct și o fac separat din punctul ăla încolo și apoi le adun pe astea e același lucru, suma fiind asociativă. Da? Deci e ca și cum aș avea o reprezentare mare și acum vă dați seama de ce prefer să lucrez la nivel de kernel și nu de reprezentare. Deci alea cu 2, cu 3, cu 4, pe un alfabet de 50, ar avea o dimensiune de tipul 50 la a 2-a plus 50 la a 3-a plus 50 la a 4-a. Deci o dimensiune pe care nu mai puteți stăpâni la un moment dat. Și acum, mă rog, în toate cazurile am lucrat cu kerneluri normalizate, adică ca și cum reprezentarea ar fi vectorii ar fi de normă 1. Asta asigurându-mă că kernelurile mele sunt au valori între 0 și 1 și metodele de învățare se descurcă mai bine și rezultatele sunt mult mai bune. Și haideți să vedem, nu o să insist asupra algoritmului, doar pentru cei pasionați, algoritmul este liniar, adică poate fi extrem de rapid dacă se programează cu ajutorul hash-urilor. Da, încă o dată, cine are probleme cu ceea ce se cheamă un hash table sau un dictionary din Python, poate să uite de lucrul ăsta, ci doar să știe că se pot calcula repede, de altfel vedeți că există o implementare pe care o puteți folosi, e scrisă în Java, chiar o puteți folosi ca atare, adică efectiv dacă îi dați textele într-un anumit format, adică câte un exemplu pe linie, așa cum v-am spus, deci îl transformați și îl puneți pe linie, știe să calculeze matrici de tip kernel, chestii pentru testare, n-aveți decât să vă uitați acolo și îl puteți folosi dacă vă îmbie cumva gândul să încercați câte ceva cu așa ceva. Bun, și acum o să încep cu ceva care e cumva dintre ultimele și care nu e domeniul string kernels, ca să spun așa. Deci nu aici a fost cel mai tare, dar cumva vreau să vă arăt că funcționează și în domenii care nu sunt direct ale lui sau nici noi nu ne așteptam să funcționeze foarte bine și ar putea fi deveni în felul ăsta un fel de smart baseline, și anume în ceea ce se numește sentiment analysis. Acest polarity classification e, ce vă spuneam, clasificarea textelor în exprimă o opinie pozitivă sau o opinie negativă. Și am vrut să vedem, mă rog, în paper-ul respectiv pe care vi-l prezint, am prezentat și acea implementare pe care v-am indicat-o cu două slide-uri mai înainte. Am și comparat-o ca viteză de calcul cu alte implementări care au mai apărut de atunci. Și mă rog, au apărut și că oricum kernelurile astea, încă o dată, mai sunt folosite prin biologie, poate nu intersection kernel, dar celelalte sunt folosite în biologia computațională destul de intens. Și deci existau pachete care să știe să calculeze astfel de lucruri. Și am comparat și am arătat că implementarea noastră e rapidă. Și ca să testăm pe ceva și să vedem că lucrurile funcționează și că se poate crea ușor un baseline, am folosit această problemă de clasificare a polarității, adică să spunem dacă un text exprimă o opinie pozitivă sau negativă despre, de obicei sunt review-uri, despre subiectul despre care vorbește. Da? Unde, evident, abordările nu sunt numai cele clasice, e domeniul, de când a apărut deep learning, e domeniul deep learning, adică sunt abordări cu deep learning în ele și, în continuare, metodele de tip kernel fac față și fac față foarte, foarte bine. Imediat o să vă dovedesc lucrul respectiv. Am lucrat pe trei limbi, am vrut să arătăm că metoda chiar e language independent. Și pe trei limbi care le-am considerat noi foarte diferite, adică engleză, arabă și chineză. Pentru noi nu ne interesa, pentru noi textele erau niște stringuri UTF-8.
Și aici vă pot arăta o metodologie întreagă cu care am lucrat. Cam așa am lucrat în cam toate problemele când am stabilit ce fel de kernel să folosim. În general, le încercam pe toate trei kernelurile cu engrame de diverse dimensiuni. Și cam în toate situațiile, haideți să mic și ăsta un pic în sus ca să pot să-l văd sau poate îl pot și închide, nu știu. Deci cam în toate situațiile se formează o curbă cu un anumit vârf. Adică acuratețea folosind un anumit kernel crește până la un punct, după care începe să scadă. De exemplu, aici vedem că punctul culminant este 9, până acolo crește, după care începe să scadă. Vedem o relație între cele trei kerneluri care e foarte interesantă. Cel mai bun este intersection kernel. Da? Deci cumva ăla de la mijloc. Da? Pe locul 2 este prezența, ceea ce mă aștept. Adică nu trebuie să văd de 10 ori this is a bad, 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 bad movie. Nu mă ajută asta. Mi-ajunge și un singur bad. Da? Deci dacă a apărut asta sau de a apărut de 3 ori, nu prea contează. Și mă rog, kernelul clasic, peace petrol, kernel e un pic mai jos. Diferențele nu sunt foarte mari, dar e un pic mai jos. Odată stabilit kernelul care îmi place, în cazul meu intersection kernel, nu m-am oprit la dimensiunea 9 care e vârful, ci am încercat să fac combinații în jurul ei. Și cam așa se face. Adică, în principiu, mă duc una, două poziții mai în stânga, mai în dreapta, tot soiul de combinații între ele, să vedem care dintre ele iese mai bine. În cazul de față, performanța maximă a fost obținută de un p-grams intersection kernel cu p-grame în range-ul 80, adică 8, 9 și 10. Vedeți că chiar dacă performanțele kernelului de 8 erau mai mici decât ale kernelului de 9 și ăluia de 10 din nou mai mici, combinația lor e mai bună decât ăla de 9. Da? Deci aduc și ele o informație. Nu, range-ul engramelor, cam ce v-ar spune vouă? De ce mi-a ieșit că engramele sunt între 8 și 10? Cam de ce ține cont? De ce credeți că ține cont algoritmul meu când învață? Limita între cuvinte? E și ea implicată în spațiu, evident. Sau 5. Exact. Deci ideea este că dacă ne uităm așa la teorie care spune că cam 5,6 ar fi lungimea media unui cuvânt, în principiu se uită la bigrame de cuvinte. De ce credeți că bigrame de cuvinte? Dacă vă mai spun și că unul din ele e mic și altul mai poate să fie mai mare, e exact negația. Aha. Not bad. Da. Spune ceva, deci ăla nu e rău. Și o să vedem că rezultatele sunt extrem de bune. Asta e pentru arabă. Aceleași trei kerneluri. Deci, practic, n-a schimbat nimic, absolut nimic. Deci, am luat pachetul și am făcut aceleași experimente. Evident, range-ul de engrame e un pic diferit. Evident, mă așteptam să fie diferit de la limbă la limbă. Dar, în rest, nu am făcut nimic altceva. Aici vedem că vârful e în jurul lui 3. De ce în jurul lui 3 și nu în jurul lui 9? Din nou, intersection kernelul e cel mai bun. De ce nu mai e ca în engleză? În arabă nu avem vocale. Exact. Deci în arabă nu avem vocale. Nu am făcut un studiu sau n-am găsit. Dacă vreunul dintre voi știe, mă bucur să-mi spună și să... cam care e lungimea medie a cuvintelor în arabă. Da, mă aștept tot așa, să fie mult mai mică decât 5, ceva cât e în engleză. Adică probabil pe la 2 și ceva, la 3 și atunci 3-5 ar fi exact tot așa combinații de engrame. Și chineză. E, aici vedem că astea scad, adică cel mai bine e la 1 gram, 2 gram e mai slăbuț și după aia chiar scad spectaculos. Din nou, nu e nicio surpriză, în general, cuvintele în chineză, chiar dacă nu sunt despărțite, sunt formate dintr-un singur caracter, adică dintr-o ideogramă, majoritatea, mai rar câte două și extrem, extrem de rar câte trei. Deci, practic două engrame prinde bigrame de cuvinte de la noi, două engrame de caractere de la, dar de la ei. Știi că ideograma aia, de fapt, e împărțită în două.
E un fel da, știu, radical și da, știu, dar... clasă și de instanța clasei. De exemplu, da, conceptul de curte se aplică la mai multe... Da, păi... eu știam numele ăsta sub numele de radical, ca așa era, și chiar contează. Și contează și când se scriu și cum le caută în dicționar. Da. Dar, mă rog, din punctul meu de vedere, așa cum îi le dau UTF-8, eu nu mă uitam în interiorul. Deci ea avea un cod UTF-8 și pentru mine ăla era. Adică e ca și cum... Nu era nimic vizual, din punctul meu de vedere. Adică era un cod care îmi spunea ăsta e... Ok, și acum aici vine partea spectaculoasă. Asta e situația din 2016, cred că era paper-ul. Da, din 2016. Din 2016 când era paper-ul respectiv. Acum, pentru, sper că ați văzut, pentru engleză, setul de date era făcut special, că până atunci nu exista unul așa de mare, era făcut special pentru a aplica metode de tip deep learning. Deci sunt 50.000 de exemple, 25.000 pentru antrenare, 25.000 de test balansate, adică sunt exemple pozitive și negative în mod egal, ca să permită o abordare de tip deep learning. Și în tabelul de față aveți pentru toate cele trei baze de date performanța metodei care a fost propusă odată cu setul. De obicei când propui un set de date, faci măcar un baseline. Chiar dacă n-ai încercat să fie cel mai tare, e o abordare rezonabilă, care să spui cam pe aici ar trebui să fie rezultatele. State of the art-ul de la ora respectivă și rezultatele metodelor de tip kernel. Și ne uităm la engleză, pentru că pe celelalte să spune, o puteți să-mi spuneți că ok, s-a lucrat mai puțin și da, ai obținut ceva, dar ne uităm la engleză și State of the Art în 2016, cu metode de tip, nu mai știu, LSTM, nu mai știu ce făceau Lee și alții, era 92,6% pe acest IMDB review, iar metodele de tip kernel, așa, luate de pe raft, cum am spus, intersection kernel în range-ul 8-10, are 90,7. Deci nu este mult sub. La celelalte, evident, el reprezintă state of the art. Și atunci ăsta a fost motivul pentru care am propus metoda asta ca un strong baseline, un smart baseline, pe care îl poți aplica imediat în momentul în care ai o problemă și nu știi exact cum să o apuci și care e o problemă de tip text mining, poți să încerci să o faci cu string kernel și ai o primă intuiție cam ce ar trebui să depășești. Dacă poți să pompezi cunoștințe lingvistice și, nu știu, poate în tipul metodei de învățare și să treci mult peste asta, foarte bine. Dar ai ceva care, de fapt, nu se uită decât la caractere și pe ăsta ar trebui să fii în stare să-l depășești. Sau să-l depășești ușor. Asta a fost așa, cumva, nu în domeniul lui, pentru că... Da, spune, domnul profesor. Foarte interesant, am zis. Da. Asta n-a fost în domeniul meu. Deci nici noi nu ne așteptam să funcționeze așa de bine, având în vedere că problema asta e un pic semantică. E drept că range-ul de engrame, cel puțin din engleză, pe care îl putem comenta, că pe cele din arabă și chineză nu-mi permis să le comentez, că nu știu exact ce e acolo. Range-ul de engrame, da, îmi sugerează că, de fapt, el a ajuns singur la cuvinte. Adică ce era pe acolo îmi sugerează că sunt bigrame de cuvinte. Dar le-a descoperit singur. Da? Și cumva task-ul e un pic semantic, adică nu e... Acum, hai să mergem la abordarea în Native Language Identification, pe care eu o consider port drapel pentru metodele respective. Aici sunt cele patru paper-uri pe care o descriu. Lucrurile au început în 2013, când a fost o primă competiție despre care o să vorbim, de Native Language Identification, pentru engleză, unde ne-am clasat pe locul 3, dar la foarte mică depărtare de locul 1 și 2. Dar spre meritul metodei, noi avem o abordare la nivel de caracter. Pe locul 1 era o abordare a unui grup de lingviști și informaticieni
care studiaseră chestia asta de 10 ani de zile și aveau acolo cunoștințe de genul erori, de spelling, de o mulțime de lucruri introduseseră acolo. Ori noi, practic, nu aveam niciun fel de cunoștințe, pur și simplu lucram la nivel de caracter. După care, în 2014, ne-am îmbunătățit un pic metoda și am devenit state of the art, ceea ce ne-a permis chiar să publicăm în Computational Linguistics, jurnalul esențial pentru lingvistica computațională, și metoda a rămas state of the art de atunci. A mai fost o competiție în 2017, practic era cam aceeași, practic setul de antrenare era același de eseuri, o să vedem imediat despre ce-i vorba, dar au introdus și parte de sunet, adică eu cumva aveam și partea vorbită din testul respectiv și puteai să le combini și poate nu mai aveam chef așa de tare de metodă, că deja arătasem ce poate și a rămas în continuare, vă spun, state of the art, dar am considerat că e obligația noastră să arătăm că face față în continuare, nu ca cei care am câștigat ceva, dar acum ne ascunde și nu mai vrem, nu mai acceptăm nicio provocare, nu mai jucăm cu nimeni, ca nu cumva să luăm bătaie și să... Dar și-a păstrat poziția și o să vedeți imediat. Și o să vedeți și concluzii interesante apropo de ce descoperă algoritmul în situații de felul ăsta. Care e problema? Că am tot vorbit de ea și nu, poate n-am definit-o niciodată. Ideea este, am utilizatori care toți scriu în engleză, că în principiu e partea scrisă, dacă mai și vorbesc cu atât mai mult, dar evident atunci când vorbesc problema mai ușoară și am și dovedit lucrul respectiv. Cred că mulți dintre voi ați putea ghici limba nativă a unui utilizator de engleză după accent. Cât de bine ar fi antrenat sau cât de mult, probabil că dacă ar sta zeci de ani într-o țară anglofonă, probabil că și-ar pierde accentul, nu-mi dau seama, sau dacă se străduiește, dar o urmă de accent tot rămâne și e mai ușor decât din text. Da? Și ideea este momentul caracterului când tratezi sunetul. Deci există și o transcriere fonetică, dar nu în cazul Native Language Identification. Am mai participat și am câștigat competiții de detectare a dialectului. Adică diverse varietăți de german, diverse varietăți de spaniol, diverse varietăți de arabă. Și acolo ne dădeau și transcrierea fonetică, fonemul, dar ne dădeau și procesam noi partea audio. Adică efectiv aveam fișierul sunet, fișierul rău de care avea sunetul respectiv. Și atunci aplicați o anumită segmentare asupra semnalului, nu? Noi asupra semnalului, da, aplicam o anumită reprezentare care se baza pe transformata Fourier, dar era destul de clasic. N-am făcut noi nimic, adică am luat o metodă din literatură și am aplicat-o. Ca să avem o reprezentare, după care am folosit o metodă de tip kernel peste acea reprezentare. Ca să putem să profităm, dar o să ajung acolo, să putem să profităm de ce v-am spus, de sumarea kernelurilor, care înseamnă să țin cont de două modalități. Adică eu, de exemplu, pentru același utilizator aveam eseul pe care l-a scris și cum a răspuns la partea vorbită, la întrebările vorbite. Și aveam despre un utilizator două modalități de a-l privi. Și puteam să măsor similaritatea lui cu alții ajutându-mă de aceste două modalități prin suma kernelurilor respective. De asta am abordat și partea de sunet tot cu un kernel. Ok, deci problema cred că e clară pentru toată lumea. Deci eu vreau să văd care e limba nativă a utilizatorului, pornind doar de la textul din engleză. Articolul din Computational Linguistics, noi am făcut teste pe corpusurile pe care le vedeți aici. 3 de engleză, dar o să insist mult pe TOEFL 11, cam atât. Dar ca să arătăm că e cu adevărat language independent, Native Language Identification nu înseamnă numai engleză, adică poate ca limba în care scriu să fie araba. Și oameni care învață araba sau sunt vorbitori de arabă, dar nu nativi, nu știu, un german vorbitor de arabă sau un francez vorbitor de arabă. Dacă scrie un text în arabă, pot să-i văd limba nativă? Și la fel pe norvegiană. Astea erau limbile pentru care aveam date. De obicei, datele sunt luate din site-uri sau instituții care măsoară gradul de
profesionalism într-o anumită limbă sau site-uri de învățare a limbii respective. Dar oricum învățarea avansată, adică scopul meu nu e să mă prind de limba nativă de la unul care face greșeli cu duiumul, ci cineva care scrie relativ bine, dar evident se mai întâmplă să greșească sau să aibă anumite caracteristici stilistice care sunt impuse de limba nativă. O să insist asupra acestei TOEFL 11, care a fost și corpusul de la prima competiție. Acum, pentru studenți, ei cred că nu mai sunt așa de mult obișnuiți cu TOEFL-ul. Noi eram generația cu așa ceva. Probabil că îi fac testele Cambridge. Da? TOEFL, care e administrat de o agenție care se numește ETS, este testul standard pe care îl dau cei care vor să se ducă în principiu la doctorat sau să studieze în Statele Unite. Care e un test care seamănă cu cel de Cambridge, multe întrebări de astea grilă, cu ce ați completat aici, care din ele nu sunt gramaticale, da? Dar, printre altele, trebuie să scrii și un mic eseu pe teme de astea foarte, foarte comune. Ce îți place să faci în vacanță, cum îți place să-ți petrești timpul liber, e bine să protejăm natura sau nu, deci lucruri despre care poate să vorbească toată lumea, tot așa pentru a vedea care este profesionalismul în a scrie limba respectivă și, mă rog, există și partea audio în care trebuie să răspund la niște întrebări, să vorbești, să descrii un pic câte, da? Cei care administrează testul au date cu duiumul, din păcate, mă rog, corpusul ăsta costă, este pus în ceea ce se numește LDC PEN, care e o organizație care administrează tot soiul de seturi de date, dar costă extrem de scump. Pentru competiție, dar numai pentru competiție, a fost gratis. După aia, pentru restul publicărilor, ne-am asociat cu OIFI, care e din partea institutului și care în felul ăsta ne-a putut permite să facem experimente în continuare pe corpusul respectiv. Deci ei au toate informațiile despre cei care dau testul, adică care e limba nativă, de unde sunt, da? Eseurile lor sunt corectate de către operatorii umani de vorbitori nativi de limba engleză, deci nu sunt. Okay? Și au alcătuit un corpus pentru competiție în care au ales 11 limbi native, aceste lunu e limba nativă, da? Și le vedeți acolo. Arabă, chineză, franceză, multe de care n-am auzit niciodată, de exemplu, telegu, nu știam. Puteți să spunem unde e? Africa, nu? Nu, India. Ca și hindi. Ok, deci 11 limbi, dintre care erau câte 11.000 de exemple pentru fiecare din limbile respective, 900 pentru 3, 900 de pentru per fiecare limbă, 100 pentru dezvoltare și 100 pentru test, cărora nu le știam etichetele. Și, mă rog, puneau la dispoziție pentru fiecare eseu tema lui, care erau vreo 3 teme, care fusese așa numită o întrebare prompt, la care pe tema căreia trebuie să scrie eseul, și a notat cu 3 nivele de proficiency în care spuneau cât de bun este și, în general, au ales pe alea care au luat note mari, ca nu cumva să fie chestii, nu știu, cu greșeli grosolane. Da? Fără prea multe comentarii, aici vedeți rezultatele pe care le-am, care și sunt state of the art. Vedeți că cel mai bun, și asta e extrem de interesant, e o combinație, penultima combinație, care e o combinație între kernelul de prezență 0158, așa cum v-am spus, uneori ajunge să văd că apare ceva, dar combina și cu kernelul de intersecție. Mă rog, e o combinație liniară în care, într-un mod isteț, am găsit acei coeficienți alfa 1 și alfa 2. Și ăsta obține ceea ce se numește, rezultatul care este 85,3% pe test și care este, a rămas în continuare, state of the art pe corpusul respectiv. Ce e mai interesant, și aș vrea să prezint asta până să ne, deși mai avem câteva minute, există metode prin care pot analiza feature-urile. Până la urmă, așa cum v-am spus, acel kernelul de prezență, P-spectrum, se bazează pe o reprezentare de engrame. Deci eu, dacă
știu kernel-ul și știu și exemplele de antrenare, aș putea reface engramele respective și aș putea stabili cu ce sau cu ce pondere au contribuit engramele respective la clasificarea unui text ca fiind o anumită limbă nativă sau de alta. Mă rog, ca fiind două tipuri de ponderi. Unele cu valori foarte mari pozitive, care trag foarte mult textul spre limba nativă respectivă, și altele cu valori foarte mari negative, deci mari în mici negative, ca să spun matematic, adică mari în valoare absolută, dar negative, care trag textul să spună nu este de limba respectivă. Și aici aș face câteva remarci care sunt extrem de interesante. În primul rând, pentru foarte multe limbi, vedeți că numele limbii sau al țării de origine este o indicație. La German apare German, la French apare Franc, îl vedeți acolo. Arabă și spaniolă le lăsăm un pic deoparte, dar la Hindi apare Hindi, la Chinese apare Chin și așa mai departe. La Italian apare Ital, Japanese apare Japan și așa mai departe. Corea, Corea, deci după cum vedeți apar în toate. De ce credeți că araba și spaniola, pentru ele nu apare numele limbii ca un feature discriminativ? În primul rând, de ce apăreau astea? Păi, în general, nu știu, era unde îți place să-ți petreci vacanța. Și, na, omul ce să spună? Spune și el pe unde știe, din țara lui. A, păi, în Germania e cel mai frumos, că așa, da? În Franța, la fel. De ce credeți că araba și cu spaniola nu se supun acestei reguli? În arabă, pentru că se vorbește în multe țări, probabil. Exact, exact. Deci vorbindu-se în multe țări, ei spun, da, deja se diluează, adică eu din date nu mai îmi dau seama. Deci nu mai e o singură țară ca să se concentreze acolo. E probabil că spun și ei. Să fie și dincolo de ocean. De... Da, iar spaniola la fel. Se vorbește în multe țări și nu apar. Da? Asta este un lucru care, de altfel, s-a și constatat, au fost încercări de a folosi numai aceste cuvinte, ca să spună mine, poate chiar problema e prospusă, că dacă pot să-mi dau seama doar dacă caut German și Frank și asta în text, ce-am făcut? E, nu e o clasificare care să spună cu adevărat limba nativă. Nu, deci dacă aș face doar asta, performanța ar fi doar de undeva în jurul 21%. Atenție, nu e rea, pentru că e o problemă de clasificare cu 11 clase. Adică random e 9%, 21% este peste random, spune ceva, dar mult sub 85% sau cât e performanța. De asemenea, au fost făcute încercări în care au zis hai să eliminăm aceste cuvinte care sunt numele țării din texte și să vedem ce se întâmplă. Performanța nu scade, cu sub 1% scade performanța. Deci metodele bune continuă să rămână la fel de performante și fără feature-urile respective. Dar dacă sunt, le folosesc și metoda noastră arată că punem mâna pe ele. Apoi, sunt feature-uri care țin de spelling. Și iar sunt specifice diverselor țări. Acum, eu o să încerc, ca să nu mai știu, că știu că mi-am notat asta, o să-mi spuneți dacă mai vedeți în continuare, dacă eu mut fereastra și mă uit pe altceva, dacă voi mai vedeți prezentarea. Continuați să vedeți prezentarea mea? Da. Ok, perfect. Eu pot să mă uit și pe, pe ce vreau să vă spun. Deci, de exemplu, ne uităm la franceză și vedem acel onn. Onn al. De unde credeți că vine? Și ca să vedeți că s-a prins de bucățele din cuvânt. Pentru că ne-am uitat de unde, de unde poate să vină, din care erau cuvintele din care făcea parte. E o eroare de spelling, francezii tind să dubleze N-ul, oare de ce? De exemplu, de la additionally, personally, numai că metoda s-a prins exact de on în al și a zis ok, dacă văd chestia asta, probabil de francez. Personal? Da. Da, deci în
nu știu, alte spellinguri. Pentru arabi, tind să-l scrie, nu știu de ce, a lot, e scris într-un cuvânt. Îl vedem acolo pe primul loc, pe locul 1. La italieni, cred, sau nu mai știu la care, stați așa să mai mă uit în notițele pe care mi le-am făcut. Sau nu, la spanioli. În general, spaniolii, iar nu știu exact motivul, deci, dar asta ar fi hrană pentru un lingvist, la different îl scriu cu un singur F. De ce tind ei să facă asta? La different, îl scriu cu un singur F. Ah, și la arabi mai e there, care e scris THIR. Deci... Plasarea lui Indeed pe prima poziție la franceză. Deci asta e un alt comentariu. Vedeți că de fapt acolo este un... deci cumva înseamnă că folosesc foarte des cuvântul Indeed. Ah, ok, înțeles. Da. Adică tind să accentueze lucrurile. Da. Pentru că în afară de spelling, că nu prinde numai asta, deci în afară de chestiile de spelling și de numele țării, există și chestii care sunt mai gramaticale. Chicuri verbale. Da, exact. Expresii pe care le traduc din limba mamă, motamo, că acolo se folosesc foarte tare. De exemplu, coreenii tind să pornească o propoziție cu us sau also. Eu am observat tot făcând recenzii astea, review-uri la lucrări, că autori chinezi au tendința să nu pună articolul hotărât de. Da. Deci îl omit pur și simplu. Și mă întreb dacă astfel de lucruri pot fi detectate, adică o omisiune. Cred că e mai greu de detectat, nu? O omisiune? Nu, de ce? Pentru că nu, e greu de detectat pentru că nu o să tragă în sus, dar da, pentru că nu are articol acolo, e greu de detectat, da. E greu. Da. Pentru că înainte de ăla sunt o serie de combinații, nu poate să le țină minte pe toate. Da, e foarte cool la scriitor de limbă nativă chinezi, după nume îi vezi, da, au tendința asta să nu, probabil că în limba chineză nu apare articolul hotărât. Da, sau de exemplu, iar asta ne-a remarcat cineva și am pus aici, adică am pus și în paper-ul de la Computational Linguistics, italienii tind să articuleze pe life, the life. Mhm. Noi spun, adică, sau englezii spun de obicei life is good, sau italienii spun the life is good. Aici avem și cele care sunt cele negative, care cumva nu mai sunt așa de interesante ca primele, dar este cumva substringurile care atunci când le văd îmi spun ăsta nu e german. Adică nu-l clasifica ca german sau nu-l clasifica ca francez. Nu mai au aceea semnificație ca celelalte și sunt mult mai greu de interpretat. Da, mă rog, le-am pus acolo ca lucrurile să se vadă dacă e vreodată vreun lingvist care vrea să vadă ce semnificație au lucrurile respective, să poată să vadă. V-am spus că String Kernel au trecut testul timpului. În 2017, la ediția a doua acestei competiții, ne-am clasat pe primul loc. Și așa cum v-am spus, aici e o combinație. Adică am folosit tot ce aveau, tot ce ne-au dat, am folosit și partea audio și partea de text scris. Și combinația o vedeți acolo. O să sar, pentru că deja s-a făcut destul de târziu, o să sar peste, pusese în ceva, astea sunt partea, asta e partea de la început în care am introdus astea. Deci am început să lucrez pe chestiile astea din 2017, cam 2017 a fost ultimul paper
pe așa ceva, dar o să continue și o să vedeți imediat de ce. Astea sunt partea de authorship, o nouă, o competiție din 2012 pe care am câștigat-o. Astea sunt fragmente din site, tot cu o competiție de la PAN pe care am câștigat-o de detectarea autorului. De altfel, la toate metodele de, care țin de authorship, fie că e author profiling, fie author detection, cele, cum ați văzut, primele articole din introducere pe care o citeam, baseline-urile, acum, într-adevăr, sunt făcute cu SVM și feature-uri la nivel de caracter. Deci, cumva acolo s-au impus și feature-urile sunt la nivel de caracter, așa se face un baseline, ca să fie un baseline, adică nu introduce niciun fel de altă cunoștință. Urmând ca cine participă la competiție să le poată depăși. Și în încheiere, se pune firesc întrebarea, și totuși, chiar metodele atât de lăudate de deep learning nu sunt bune de nimic în așa ceva sau nu pot fi făcute să fie bune? În primul rând, metodele de tip Kernel nu sunt nici ele infailibile, adică nu sunt o soluție. Sunt o soluție extrem de bună și greu de depășit de orice metodă de tip deep learning, chiar și în imagini, dacă problema este ceea ce numesc eu medium. Adică dacă are ceva de genul până 20.000-30.000 de exemple. Atunci metodele de tip Kernel sunt încă competitive, de multe ori depășindu-le pe alea de tip deep. În momentul în care am depășit așa ceva, metodele Kernel nu mai pot participa la competiții. Principala problemă nu e atât calculul acelor alfa, care e o metodă computațional intensivă, dar și antrenarea unei rețele neurale deep e computațional intensivă. Și metodele Kernel ar putea beneficia de GPU în implementare, deci nu asta e problema esențială. Problema e la inferență. Da? Eu, ca să clasific un exemplu nou, trebuie să calculez kernelul între acest exemplu nou și toate exemplele de antrenare. De-abia după aia pot să trag o concluzie. Ori, în momentul în care am câteva sute de mii de exemple de antrenare sau milioane de exemple de antrenare, cum se întâmplă în deep learning, nu mai am nicio șansă. Numai ca să prezic un singur exemplu, trebuie să fac kernelul între exemplul ăsta și sute de mii de exemple de antrenare. Chiar dacă, de exemplu, string kernelul e unul liniar, dar am un algoritm liniar, care e liniar în lungimea textelor, pe care trebuie să-l aplic de sute de mii de ori. Da? Și atunci, întrebarea ar fi, s-ar putea îmbunătăți lucrul ăsta? Am putea cumva să incorporăm cunoștințele pe care mi le-ar da un kernel, pe care l-am gândit foarte bine ca o măsură de similaritate și știm ce vrem de la el, să le putem îngloba într-o rețea neurală. Avem o propunere pentru așa ceva și am început să lucrăm pentru că face parte și dintr-un proiect. Din nou, n-o să insist, pentru cei care ați auzit lucrurile sunt destul de ușoare, este vorba de a antrena o rețea siameză să producă o similaritate între texte care să fie identică, dacă se poate, sau să aproximeze foarte bine un string kernel. Avantajul că, deci aș putea ca o astfel de rețea să o fac ceea ce se aplic ceea ce se numește pre-training, unde am date gârlă, adică efectiv pot să-i dau două texte și să calculez string kernel pentru ele, unul dintre string kernel. De exemplu, am constatat eu că îmi place kernelul în range-ul 5-8. Ok, calculez kernelul în range-ul 5-8 pentru ele și îl dau ca funcție target. Și pun rețeaua siameză. O rețea siameză e o rețea care are două arhitecturi identice în stânga și dreapta, cum vedeți aici, dar nu numai că sunt arhitecturile identice, și ponderile sunt aceleași. Și deci aș putea să antrenez asta și apoi mai departe să folosesc o ramură din rețea, că sunt identice, nu trebuie decât una, ca să obțin o reprezentare bună și mai departe să lucrez cu rețele neurale pentru exemplele respective. Și am început să studiem, pare să are succes, de altfel metoda face parte dintr-un proiect care este finanțat în acest moment împreună cu Bitdefender. Îl vedeți subliniat acolo. Ok, cred că m-am lungit, sper că nu prea tare.
o să-mi pornesc din nou camera și aștept întrebările voastre. Ok. Întrebări? Dacă au fost ei tăcuți până acum, nu cred că o să îndrăznească. Da, poate am depășit un pic, nivelul lor, dar prefer să vadă lucrurile astea, să le înțeleagă intuitiv și apoi, dacă li se face poftă, au de unde să citească. Da, foarte intuitivă prezentarea ta și nu cred că a pus dificultăți mari pentru un informatician, în rest, pentru ceilalți studenți e mai dificil un pic să înțeleagă, dar lucrurile astea de separarea planurilor, punctelor dintr-un spațiu, cred că sunt intuitive și pentru ei și măcar o idee despre ce înseamnă lucru cu kernelul acum o au. Ca să nu se mai pară așa un capăt de pământ, de cer, exact, exact. Când aud amintite lucrurile astea. Da. Marius, ce să zic, mulțumim tare mult. A fost foarte interesantă prezentarea ta. Pentru mine, cel puțin, am aflat enorm de multe lucruri noi și cred că multe dintre ele sunt aplicabile în enorm de multe locuri. Și chiar evident, evident. În timp ce mă preocupă o anumită problemă și mă tot gândeam oarecum să o abordez prin soluțiile propuse de tine. Ok, putem să stăm de vorbă și poate găsim împreună o soluție. Ok. Bine, atunci pentru cei care mai sunt activi și nu-s numai cu numele activ, aș spune că ar fi momentul în care să-i dăm un salut lui Marius Popescu. Poate vă devoalați și vă arătați un pic fețele ca să-i facem din mână. Eu mulțumesc și eu pentru invitație și mi-a făcut plăcere. Sper să fie de folos pentru toată lumea. Aș vrea să măsor acest folos prin numărul de oameni care o să vrea să facă un doctorat cu domnul profesor. Promit să fiu de ajutor acolo. Pot să fac parte din comisie. Chiar, da. Bine. Bine, la revedere. Mulțumim tare mult. Numai bine. Toate bune. La revedere. Gracias.